Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbovește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă, sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde sălnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește sfaturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde sălnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar cura nebunului este o pierire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare, apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea, apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura, are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Cine vorbește mult nu poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chipsuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar oamenii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic,
dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi pierde nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui, omul nelegit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chipzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău. Dar cine se teme să se pună chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu o inimă stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeie frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mână largă ajunge bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește greul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoința, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos. Cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbovește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine. Dar cine umblă după lucruri de nimic, este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde o cară. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevărat îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frânge vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viață și pe drumul însemnat de ea nu este moarte. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar baciocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sălnicie.